Asemenea, miilor de fetițe atinse de microbul Nadia după Montreal 1976, undeva în Moldova, o zgâtie de fată cu ochi mari și expresivi făcea tumbe prin casă. Până la 5 ani, când a intrat în sala de gimnastică din Bacău, Gabriela Potorac i-a exasperat pe ei săi cu energia debordantă. Era încă junioară atunci când câștiga titlul național al maestrelor la paralele. După retragerea Ecaterinei Sabo, antrenorii au cooptat-o în lotul pentru Seul. Înaintea Jocurilor Olimpice din 1988, a dominat europenele de junior, de unde s-a întors cu 4 medalii, printre care și un aur la bârnă. În Coreea, Gabi Potorac a fost surpriza plăcută a întrecerii, secundând-o pe Dana Silivaș. A ratat bronzul individual pentru o diferență infimă, 125 de miimi, dar s-a revanșat în finalele pe aparate. Argintului de la echipă i-a adăugat încă un argint la sărituri și un bronz la bârnă. Specialiștii se așteptau la o explozie a performanțelor sale în 1989, dar după ce a câștigat titlul european la bârnă, Gabi Potorac a dispărut din prim planul gimnasticii internaționale la fel de brusc cum a apărut.